Bun. Discutăm cu Dan Barna, purtătorul de cuvântul SR și deputat de Sibiu. Bună ziua. Bună ziua! Să începem direct cu tema acestui interviu, referendumul intern. O premieră, aș zice, pentru partidele din România. În ce va consta referendumul intern? Știu că are legătură cu Coaliția pentru Familie, cu referendumul pe care ei îl cer pentru a redefini familia în Constituție. Care va fi întrebarea? Cum vă veți organiza? Detaliați-ne puțin ce se va întâmpla. Referendumul acesta intern este într-adevăr, cum bine ați spus dumneavoastră, o premieră majoră pentru politica din România, pentru că e prima dată când un partid decide să se întoarcă la propriu către membrii săi, către, până la urmă, electorii primari pe care un partid îi are, pentru a decide asupra unui subiect care, fără să fie la nivel național o temă majoră, cel puțin deocamdată, a devenit în cadrul partidului, a devenit subiectul principal pentru că poziționarea Biroului Național în direcția opoziției la modificarea Constituției a determinat demisia președintelui Nicu Șordan, care evident că a creat un val de emoție în partid, transformând tema într-una semnificativă pentru partid. Mă uitam în spațiu public, sunt multe observații care spun că la momentul de față România nu are această temă ca o preocupare a cetățenilor și așa este. Asta cumva e un lucru bun pentru noi, faptul că drama, între ghilimele, este doar internă. E un lucru bun și sperăm ca prin acest referendum să clarificăm direcția partidului. Strict tehnic, ca să vă răspund și Ok, la ca să... întrebare, strict tehnic vorbim despre o consultare electronică timp de o săptămână, între 7 și 13 august, în care membrii vor avea posibilitatea să opteze între două întrebări. Una este legată dacă Uniunea Salvați România ar trebui sau nu să se poziționeze față de inițiativa de modificare a Constituției. Și Ok. punctez lucrul ăsta pentru că e foarte important. Vorbim de inițiativa de modificare a Constituției, nu de dreptul la referendum. Pe acesta nu-l contestă nimeni, pentru că s-a încercat acest spin, spune că cum un partid se opune dreptului cetățenilor de a iniția un referendum. Este un drept pe care îl respectăm, firesc. Noi nu suntem de acord cu modificarea Constituției și o să argumentez mai târziu de ce. Deci, aceasta este prima întrebare, dacă trebuie sau nu partidul să se poziționeze adresată membrilor de partid, iar cea de-a doua, evident, dacă optează că ar trebui să ne poziționăm, cum să ne poziționăm? Bun, ați spus și dumneavoastră că este o temă falsă de când a fost votul în Camera Deputaților, că nu ar trebui să, USR ar trebui să voteze împotrivă și n-ar trebui să se dea importanță până la urmă. Și totuși s-au cheltuit multă energie în USR pe această temă în care a fost falsă, dar, mă rog, Este mai mult decât a această temă. devenit... Strict ca temă, în România s-a modificat Constituția până acum de două ori. S-a modificat în 89 când a trebuit să renunțăm la umbrela de stat comunist, o modificare firească, apoi a fost modificare legată de accederea la Uniunea Europeană, o altă temă importantă pentru la NATO și Uniunea Europeană, o altă temă importantă pentru România. Și acum ar fi a treia modificare pe o temă absolut ridicolă dintr-un punct de vedere, pentru că actuala formă a articolului din Constituție e de 25 de ani în vigoare și n-a generat nicio problemă și ce e cel mai important, nu există nici măcar o inițiativă prin care în România acum să se legifereze căsătoria între persoane de același sex. Deci nu despre asta este vorba. Este vorba despre a legitima o coaliție, Coaliția pentru Familie, care riscă să ducă România într-o zonă similară cu ce se întâmplă în Polonia sau în Ungaria. Și din acest punct de vedere, tema considerăm că este o temă falsă, nu este o necesitate modificarea Constituției. În interiorul partidului însă, că asta era a doua parte a întrebării, în interiorul partidului, tema e importantă pentru că ea definește cum ar trebui să fie și rezultatul referendumului, de fapt, definește cum ar trebui să fie Uniunea Salvați România în societate. Vrem să existăm. În cazul unei nepoziționări, eu consider că pur și simplu am fi un partid de pluton, ca și celelalte partide, sau chiar să contăm. Și dacă ne uităm chiar pe rezultatele unei analize apărute chiar astăzi, vedem că electoratul USR este electoratul educat, antreprenorial, modernizator, sunt, dacă putem, pot să spun, pașoptiștii României de astăzi. Noi nu avem dreptul să abandonăm reprezentarea populației modernizatoare active a României, care nu e reprezentată de nimeni altcineva. Tocmai asta este interesant. Bun, e clar cum vă poziționați dumneavoastră, dar au existat, că de aici s-a și plecat, dincolo de faptul că Nicu Șordan a susținut nepoziționarea și s-a ajuns la un întreg scandal și a plecat. Ați avut parlamentari care au votat
Inițiativa, Coaliție pentru Familie. Categoric. Bun. Acum, dacă se va vota, cum spuneți dumneavoastră, să vă poziționați împotrivă, cum va gestiona partidul chestiunea asta? Adică, ce vor face parlamentarii care cred în ideea promovată de Coaliția pentru Familie? Vor trebui să se supună unei decizii? E o întrebare foarte bună și asta mi s-a pus deseori și răspunsul e important, cred că cel mai important din acest interviu. Am ajuns datorită temei și datorită emoției de Mitrin Cușordan și datorită modului în care USR, fiind un partid de oameni care n-au mai făcut politică, experiența politică e destul de limitată, s-a ajuns la identificarea până la nivel profund personal a oamenilor cu tema, ceea ce din punct de vedere politic eu consider o greșeală. În realitate, un partid politic este un vehicul social care propune o alternativă societății. Din această perspectivă, poziționările astăzi pe tema modificării Constituției de către la inițiativa Coaliției pentru Familie, mâine poate la impozitul progresiv sau alte teme care vor veni pe agenda publică, pensii, modalități, asistență socială, sunt teme care vor veni. Un partid trebuie să se poziționeze și să transmită un mesaj, o alternativă societății la guvernare. Din această perspectivă, sau asta nu implică faptul că toți membrii trebuie să aibă credința intimă a poziționării strategice politice. Asta e o distinție importantă. Noi am luat foarte mult acasă această dramă, vorbesc de membrii partidului, și pentru fiecare este o chestiune de viață și de moarte, când în realitate este o chestiune strict de pragmatism politic. USR-ul astăzi este partidul, fără îndoială, partidul cel mai modern al României și el e obligat în mod natural și strategic să poarte acest standard al modernizării țării. Dat fiind că electoratul său sau componenta de electorat modernizatoare nu e reprezentată de nimeni altcineva și în mod natural ne-a și votat pe noi. Am văzut și din rezultatele de la alegeri. Colegii și membrii de partid care au alte opinii vis-a-vis de o temă sau alta sunt evident bineveniți în partid. Deci nu se pune problema, indiferent care dintre cele două curente vor câștiga, vor obține rezultatul pozitiv la acest referendum, nu se pune problema ruperii partidului și nimeni nu-și dorește lucrul acesta. Pentru că libertatea individuală de opinie, inclusiv a parlamentarilor de a vota într-un fel sau altul, rămâne. Și nu s-a pus problema să nu rămână acest lucru. Poziționarea partidului este de mesaj de unde stăm ca partid. Că unii dintre noi avem dreptul să avem alte opinii, fără îndoială. Deci, să revenim puțin. Ar putea fi sancționați parlamentari care, nu știu, de acum vor vota? Tu m-ai spus că nu. Nu, deci nu. Dreptul la opinie este garantat asta. Și prin modalitatea de vot, ceea ce e clar că asta e constituțional. Iar dreptul de a avea opinii individuale pe o temă sau alta nu îl îngrădește nimeni. Adică asta e poziția partidului, poziții individuale sunt în toate partidele, există și evident în USR mai mult decât în oricare alt partid și am văzut în ultimele luni poziții fundamental diferite de opinia partidului care nu implică niciun fel de sancțiune, pentru că nu aceasta este rațiunea USR-ului. Tocmai de asta platformele, platforma liberală, platforma creștin-democrată care se definesc în cadrul partidului, au rolul de a face, cum să spun, convenabil sau de a face funcțional mecanismul de oameni diferiți într-un singur partid. Pentru că USR-ul, modalitatea în care s-a născut USR-ul, a creat această realitate. E un fapt că în partidul nostru avem aproape tot spectrul politic, vorbesc la nivel de indivizi, de la un capăt la celălalt. Ca să nu avem mereu cearta și dezbaterea confuză care a existat de o perioadă, este foarte firesc că având două, trei platforme ideologice clare, oamenii spun, bun, eu susțin această platformă sau eu susțin cealaltă platformă. Și vom avea 10 puncte, să zic, de 10 inițiative, dintre care 8 le vom susține cu toții, anticorupție, infrastructură, educație, sănătate, temele care ne unesc clar, și vor fi poate două, trei teme unde oamenii din platformă vor dezbate, vom argumenta și vom vota. Iar poziția partidului și votul va fi prin votul tuturor. Adică profund democratic. Tocmai de asta referendumul de perioada următoare e un exercițiu de democrație politică pură care n-a mai existat în România și cumva cred că facem istorie din punctul ăsta de vedere. Bun. Este o perioadă în care este nevoie de o poziție, nu știu, având în vedere problemele cu programul de guvernare și toate dezvăluirile care apar împotriva lui Liviu Dragnea. Și din afară pare că USR se preocupă acum mai mult de chestiunea asta. Cum veți gestiona un pic criticile venite și așa din zona asta? Poate ar trebui... Este o realitate pe care trebuie să o acceptăm. Cumva e o criză de creștere, cred eu. Partidul
Și de asta eu sper și am tot încrederea că nu ne vom rupe și vom... Partidul va ieși mai puternic pentru că trecând de această criză, vom, sper eu, dacă, sau nici măcar dacă, indiferent de rezultat, partidul va continua să existe un astfel de România, dar miza este aceea de a fi un partid care contează, un partid din perspectiva liberal-modernizatoare, văd eu cel puțin. După acest referendum, vom avea congresul, după care lucrurile trebuie să fie clare. Adică, în momentul cum avea un nou președinte, indiferent care va fi acesta, pe care sper să nu mai avem alte evenimente de acest gen și să putem să continuăm ceea ce de fapt am făcut în toată această perioadă. USR-ul a avut inițiative parlamentare, deci USR-ul a continuat să fie un jucător politic activ, în ciuda diferendului acesta apărut pe tema poziționării, pe care îl soluționăm cât mai democratic posibil prin referendum. Un alt risc de imagine va fi faptul că Nicușor Dan, fondatorul partidului, nu se va mai regăsi în partid, că dacă rezultatul referendumului va fi cel pe care îl susțineți dumneavoastră. Pentru că a spus foarte clar că el se va întoarce dacă, mă rog, se va reveni asupra deciziei Biroului Național. Acesta este o decizie individuală a Nicușor Dan. Este într-adevăr, Uniunea Salvați România, mulți dintre membrii din Uniunea Salvați România au venit în acest partid inspirați sau în spiritul structurii sau conceptul pe care l-a creat Nicușor Dan. Este o realitate faptică, fără îndoială. Nicușor Dan ne-a spus lucrul acesta, că e cumva o presiune și referendumul a devenit, de la poziționare, a devenit în egală măsură și cu sau fără Nicușor Dan. Este o realitate. Dar dincolo de asta, și asta le transmit și membrilor din toate întâlnirile pe care le-am, dincolo de poziționare sau nepoziționare, dincolo de cu sau fără Nicușor Dan, este cum, ce fel de partid vrem să fie USR-ul. Poate să fie un partid de lider exclusiv, este o variantă, sau poate să fie un partid de, mă rog, colegial de mesaj, un partid de valori. Noi credem și eu cred că e necesar să fie un partid de valori. Decizia Nicușor Dan de a rămâne sau nu un partid, vă spuneam, este o decizie care îi aparține. Foarte mulți membri și este o parte din acest partid, dar decizia de poziționării sale este una personală și nu putem să speculăm prea mult asupra ei. Bun. Vorbeați de platforme și aș vrea să insistăm un pic pe zona asta. Sunt platformele acestea, a spus, USR Creștin Democrat... USR Popular este. USR Popular, USR Liberal. USR Popular. Ah, ok. USR Liberal, USR Viu, am înțeles că da, ar fi este, de fapt, o inițiativă la Vlad Alexandrescu. O inițiativă unificatoare a lui Vlad din partea Biroului Național, care integrează, este o platformă de valori generice... fără să intra în elemente de specificitate. Și aceea trebuie să fie, de fapt, o platformă unanim, platforma generică a partidului. Acesta este USR Viu, iar platformele ideologice, să spun, clasice, sunt cele pe care am văzut. Bun. Pe de altă parte, ar fi Nicușor Dan, poate cu câțiva apropiați care nu se vor mai regăsi în partid. Există riscul ruperii partidului? Tocmai asta încerc să spun. Să spuneți că va ieși mai puternic, dar da, pe de altă parte pare că sunt pentru niște că, tabere. Având opțiunea acestor platforme, viziunea pe care Nicușor Dan o propune pentru partid poate să-și găsească fără îndoială locul în actualul USR. Deci nu se pune problema de excludere, nu se pune problema de sancțiuni. În viziunea în care membrii USR vor vota pentru poziționare și vor vota de fapt pentru un partid activ, modernizator, prezent în societate, un partid vizibil și asumat, asta nu presupune sancțiuni sau excludere. Deci nu suntem în filmul ăsta deloc. Asta vreau să fiu foarte clar și fără echivoc. Și de aceea, orice colegi sau grup de colegi care au o altă viziune sau consideră că partidul trebuie să funcționeze altfel, pot să rămână în partid și haideți să ne privim în ochi până la urmă. În viața unui partid, de la un congres la altul, o grupare sau alta, o tendință sau alta, în funcție și de evoluția societății, are sau nu are câștig de cauză. Deci ceea ce e important este că avem în momentul de față o, să zic, isterie poate în partid, că sfârșitul lumii vine săptămâna viitoare joi și până miercuri noi trebuie să rezolvăm tot, să salvăm și România, să plecăm și acasă. Asta este o viziune asupra căreia încercăm să lucrăm. Suntem într-un partid, este o cale lungă în față, vorbim de ani de zile, probabil după niște ani, 2, 4, 6, 8, USR va ajunge să conteze, poate va face parte probabil și dintr-o coaliție de care va conduce România. Este o experiență pe care trebuie să o acumulăm împreună. Dacă ne rupem și plecăm acasă din supărarea asta internă, asta e o necăjeală pe o temă pe care noi am făcut-o spectaculoasă în partid,
dar care, peste care trecând, printr-o poziționare, consider eu, varianta corectă, partidul continuă să meargă mai departe și toți creștem ca oameni politici. Că avem, eu ocupând mașină de comunicare, am plăcuta experiență să observ diverse reacții, unele inedite, să folosesc un cuvânt neutru, ale colegilor pe teme pe care credeam că suntem toți de acord. Egalitatea de drept între bărbați și femei, de exemplu, sau 2% pentru apărare, sau diverse opinii. Și vedem că există opinii individuale ale câte unui coleg total diferite. Asta ține cumva și de experiența politică, de a înțelege că nu toate credințele tale trebuie să devină subiect de comunicare în momentul în care ești într-un partid politic și nu mai ești într-un ONG civic. Și de asta suntem, e o perioadă firească de creștere, suntem doar de câteva luni în viața politică reală. Eu sunt optimist că toți colegii se maturizează și prin, să spun, greșeli, gafe, erori, scăpări, neglijențe de comunicare. După fiecare dintre ele devenim cumva mai înțeleși, mai buni politicieni. Și de-aia, într-un termen de un an, doi, probabil că vom fi mult mai buni, pentru că valoarea umană a resursei din USR este semnificativ deasupra oricărei alte alternative din piața politică românească. Bun, dar mai insist puțin. Vă rog. Cum vor colabora efectiv oameni cu viziuni conservatoare, cum ar fi cei din USR Popular, reprezentat să zicem de Clotilde Armand, că e figura cea mai cunoscută, cu oameni de stânga, liberali. Adică, să zicem că avem un vot pe un... Cu oameni de stânga sau cu liberali? Sau... Da, mă rog, sunt de oameni... De stânga, liberali, că nu... Există știu, da. Viziunea USR noastră este una liberală, nu de... Una liberală de zona de dreapta... De... Mă rog. Bun. Mă gândesc efectiv la un vot într-o comisie unde USR, să zicem, are doi membri, unul cu anumite credințe, unul. Și spuneți că există drept la opinie, drept la voce și așa mai departe. Însă știți că fiecare mică neconcordanță apare imediat nu? pe Facebook, se creează un val de dezamăgire, poate o falsă problemă și se ajunge în același loc. Adică e bună întrebarea. Managementul acestor situații l-am rezolvat, cred eu, într-o destul de mare măsură, chiar în grupul parlamentar. Adică pe fiecare dintre temele care au apărut pe agenda publică, mai puțin pe acest subiect, dar pe celelalte teme legate de parte economică, de diverse poziționări, discutam în grupul parlamentar colegii, cei 30 de deputați, de exemplu, sau colegii senatori, cei 13, se ascultau argumentele, se vota, și votul asumat era respectat în foarte mare măsură, adică cu excepția acestui unde am zis că mergem pe conștiință, la votul pe referendum, care a fost în Camera Deputaților, cum bine știți. La restul, colegii au respectat votul grupului parlamentar și, mă rog, în mod particular, câte un coleg s-a abținut sau, da, nesemnificativ. Deci, at the end of the day, la finalul zilei, majoritatea platformele există și prezintă argumentele, prezintă viziunile. Discutăm, votăm, iar votul este poziția USR pe tema respectivă. Adică suntem un partid democratic și funcționăm ca atare, nu aceste platforme nu se transforme, într-o ceată de haiduci individuale. Adică aici vreau să fiu foarte clar. Ce se va întâmpla efectiv cu platformele? Vor fi votate la congres? Vor fi doar prezentate? Cum? Platformele sunt deja în spațiu intern al partidului. Platformele sunt cunoscute de către membri. Bineînțeles că avem un grup intern de discuții. Ele au fost prezentate, postate acolo. Oamenii le cunosc, unii au decis să adere la una sau alta dintre platforme, mulți alții au decis să nu adere la niciuna dintre platforme. Este pur și simplu un mecanism intern prin care membrii pot să-și găsească, să-și găsească identitatea ideologică pentru aceia care simt acest lucru. Sunt unii membri, vă spuneam, care nu adere la nicio platformă pentru că unii cred în valorile USR și nu vor să se identifice cu o ideologie sau alta și e foarte bine așa, nu e nicio problemă. Sunt alții care vor să fie mai vizibil faptul că ei susțin creștin democrația sau susțin liberalismul sau, mă rog, abordarea liberală și ideea de partid modern. Și atunci, ca să evităm certurile astea care au apărut, soluția logică sunt aceste platforme prin care, aderând la astfel de platformă, știi că punctul tău de vedere există vizibil undeva în cadrul partidului, să spun așa, ca element de practicalitate.
Platformele astea sunt varianta practică de a continua să funcționăm împreună și de a putea să fie mai departe un partid care să conteze și nu doar care să existe. Bun, deci la congres nu vor fi luate în discuție în vreun mod formal sau știu nu, eu. Partidul nu își propune să adopte vreuna sau alta dintre platforme ca să elimine pe celelalte. Deci pe departe, toate continuă să coexiste, este normal să fie așa. La congres se va alege un nou președinte, pentru că asta prevede statutul. În situația de demisie președintelui trebuie organizat un congres pentru alegerea unui nou președinte. Când veți organiza congresul? Probabil pe luna septembrie, final de septembrie, octombrie. O să vedem în funcție de rezultat, de rezultatul referendumului și de perioada tehnică de organizare. De fapt, nu atât de rezultatul referendumului, pentru că congresul vom organiza oricum, ci de ce înseamnă identificarea locației, care filiale își va asuma organizarea congresului, niște o perioadă tehnică de pregătire, luna august fiind de concedii, deci vorbim din intervalul imediat după august, septembrie, octombrie. Va fi câte un reprezentant al fiecărei platforme candidat pentru funcția de președinte? Așa se agrează cumva în partid? Sau? Asta cred că e mai mult o decizie individuală a celor dintre noi care ar dori să candideze la această funcție, dintre membri mă refer. Noi, da, evident, dacă fiecare dintre platforme își va nominaliza un candidat, va fi cu atât mai frumos din punct de vedere democratic și electoral în cadrul Congresului. Veți mai face referendum și pe alte teme? Mă gândesc aici la o viitoare unificare a Dreptei. Ați spus mai devreme de posibilitatea ca USR să se regăsească într-o coaliție care să conducă România, dacă am înțeles bine. Da, dar asta e perspectivă în situația în care spectrul politic de pe partea dreaptă, cel puțin la momentul ăsta, va deveni permeabil din punct de vedere al valorilor, adică știm că PNL-ul are încă nevoie de o reformă semnificativă. Dacă va fi cazul, doar spuneam, partidul va crește, mesajul meu era în sensul ăsta, USR va crește și va fi un partid care va conta. A conta în România înseamnă fie să guvernezi singur, fie să faci parte într-o coaliție. Din perspectiva asta am zis, nu am anunțat niciun fel de altă intenție la acest moment. Bun, când va fi efectiv referendumul, da. Ați spus? Da, referendumul va fi între 9 și 13 august. Vor mai fi referendum pe alte teme, am rămas dator cu răspunsul la întrebarea anterioară. Okay. Vor mai fi referendumuri pe alte teme foarte probabil, pentru că având mecanismul acesta democratic a 200 de membri, semnăturile a 200 de membri de partid din orice filiale să declanșeze automat un referendum, e foarte posibil ca pe anumite teme importante să se declanșeze, să fie utilizat acest mecanism, care până la urmă e cel mai transparent, zicem noi, din punct de vedere al deciziei asumate de un partid. Și o întrebare mai critică, așa, din partea presei. Sunteți un partid care promovează transparența și cu toate astea nu vă faceți publice ședințele biroului național, deși fiecare să vă anunțați când sunt ședințele, ce este pe ordinea de zi și așa mai departe. La ora 5 e de notorietate această informație. Adică nu este de notorietate această informație. Sunt surprins. Când a fost ședința spre comparație, mă refer la partidele mai mari, bineînțeles, PSD, PNL, își anunță ședințele și ordinea de zi și ce decid, ca oamenii să, știe... Membrii, e surprinzător ce îmi spuneți, pentru că membrii partidului sunt bineveniți la ședințele Biroului Național, adică avem mecanismul acesta prin care orice membru poate să participe, chiar foarte transparent mecanismul. Ședințele sunt... Mă refer la comunicare externă. Da, înțeles. Ședințele sunt întotdeauna miercurea după amiaza la ora 5. La ședința cu demisia, presa era acolo prezentă, deci știa exact când a avut loc ședința respectivă, adică... Dar nu se știa oficial, nu se știa cumva... Bine, să dăm comunicat, comunicat de presă, asta, la asta de mă anunțare, refer, nu. Ok, da, poate să fie. Dar iar deciziile importante ale partidului sunt transmise prin comunicate de presă, adică toate deciziile care contează deciziile externe le transmitem prin comunicate de presă. Dar, am înțeles, e nevoie de o comunicare suplimentară, o iau ca prin feedback constructiv. Și vreau să vă întreb cum este relația cu președintele interimar și biroul național, cum merge în sensul în ăsta, el fiind la Cluj, vine, folosim oricum mijloace electronice de comunicare, Skype și videoconferință, deci mecanismul funcționează foarte bine, conduce de la Cluj ședințele Biroului Național și lucrurile merg corect. Biroul Național ia decizii, suntem perfect funcționali în acest moment, USR merge mai departe ca cum ar fi și normal și cum un partid trebuie să o facă. Președintele interimar e într-o poziție pe care și-a asumat-o, domnul Ele Clevente, mulțumim pentru asta și chiar face o treabă foarte bună.
Mulțumim frumos! Plăcere!